Salut! În acest clip îți voi oferi puterea. Ce putere, mă întrebi? Puterea de a face o întreagă infrastructură IT cu un singur click. Tocmai am făcut 50 de containere cu Ubuntu și 50 cu Nginx. De ce? Pentru că pot. Și în curând vei putea și tu. Okay. Ce zici de asta? Nu te face să te simți puternic. Nu te face să te simți în control. Ok, m-am lăsat un pic dus de val. În acest clip îți voi face o introducere într-o tehnologie foarte, foarte complexă și extrem de apreciată de absolut toate companiile mari. Și anume Kubernetes sau K8S, K8S, spune-i cum vrei tu, însă îți garantez că orice companie mare, Facebook, Google, Netflix, you name it, oricare ar fi, 100% folosește într-un mod sau altul această tehnologie. Așa că acum vei afla ce este, cum funcționează și de ce este vital să înveți și această tehnologie. Însă te avertizez! Ca să deții această putere, trebuie să înțelegi mai întâi câte ceva despre Docker. Tehnologiile astea merg mână în mână. Cadou! Uite aici niște videouri de la mine care sigur te vor ajuta. Însă nu-ți face griji, îți voi explica pas cu pas, în termeni ușor de înțeles, absolut tot ceea ce trebuie să știi. Pentru cei ce nu mă cunosc, eu sunt Răzvan, lucrez ca și Big Data DevOps la o companie de cyber security și am o experiență în IT de 12 ani. Dacă ești nou pe canal, te invit să te uiți până la final și să mă judeci. De exemplu, poți judeca dacă merit un subscribe și un like sau nu. Altfel, te voi judeca eu. Hai, ia-ți o cafea și hai să stăm de vorbă. Kubernetes este un manager de containere. Ca să înțelegi ce vreau să spun cu chestia asta, o să încep să desenez. Într-unul din clipurile mele anterioare, am făcut acel site de prezentare RavTech, care este nimic altceva decât un container. Mă rog, este o imagine de Docker, care poate fi creată într-un container. Exact asta avem aici. Să spunem că site-ul este accesat de 10 user la început. Totul bine și frumos până aici, însă problemele încep să apară când se înmulțesc numărul de utilizatori. Să spunem că devenim mult mai populari, așa că utilizatorii de la 10 sar la 10.000. Cu atâtea conexiuni, serverul nostru va fi dat peste cap. Nu va mai avea memorie RAM și nici CPU, așa că va trebui să scalăm, adică va trebui să adăugăm containere sau servere care să țină în picioare site-ul nostru. Vom mai adăuga un container, care e destul de simplu de făcut, doar dai un Docker run și cam atât. Însă toți utilizatorii noștri în continuare se conectează doar pe primul container. Cum vom face să putem să distribuim aceste conexiuni și pe cel de-al doilea? Va trebui să configurez un load balancer. Astfel încât toate conexiunile de la utilizatori mai întâi se duc la acest load balancer, iar el distribuie conexiunile mai departe către containerele mele. Pasul ăsta de a introduce un load balancer, desigur că o să-mi ia timp. Va trebui să configurez acest nou container, să dau IP-urile containerelor către care va trebui el să facă rutarea asta, trebuie puse într-un fișier de configurare, în fine. Să zicem că mă descurc, îl fac și pe ăsta, totul bine și frumos. Problema este că am devenit super popular și acum avem 1 milion de utilizatori care ne accesează site-ul în același timp. Evident, load balancerul nu mai face față și nici serverele noastre care rămân fără resurse. Chiar, crapă! Așa că ce facem? Vom adăuga resurse, evident. Voi adăuga un container și încă unul, să zicem că pun 5. Acum, problema mea este că, evident, va trebui să configurez și mai multe load balancere. Cel puțin 2 în cazul ăsta. După foarte multe ore de muncă, să zicem că acum toți utilizatorii mei sunt distribuiți între aceste două load balancere care aruncă pe toate containerele astea conexiunile lor. Dar nu se termină, suntem LinkedIn-ul site-urilor de prezentare. Sute de milioane de utilizatori încearcă să-l acceseze. Gata. Nu știu cum ești tu, dar eu nu mai pot. Va trebui să fac ceva să scap de administrarea acestor servere. Fiind atât de mare, ori îmi angajez unul sau mai mulți administratori de sistem care să se ocupe de configură și de absolut tot, iar eu să stau ca barosanu, ori vom apela la Kubernetes, care ne va ajuta cu managementul containerelor. E șmecher, hai să vezi. Așa că îl introducem în schemă să ne ajute pe domnul Kubernetes, care este un soft de administrare a containerelor. Este, practic, propriul nostru ajutor pe 0 lei. Bine, te costă de fapt resurse, pentru că el are o arhitectură destul de complexă. Acest Kubernetes este format din Master Nodes și Worker Nodes. Aceste Master Nodes sunt de fapt mintea care administrează aceste containere de Docker. În cazul nostru de aici, fiecare container din ăsta devine un Worker Node, adică un server muncitor, dacă vrei să traducem în română.
Și să spunem că fiecare dintre aceste mașini de aici au fost instalate pe către un calculator diferit. Deci tu pe PC-ul ăla, pe serverul ăla, ai instalat Docker, ai creat un container cu site-ul de prezentare Raftec și unde ai instalat Kubernetes. El, ca și worker node sau nod muncitor, are două procese foarte specifice. Unul este procesul de kubelet și următorul este kubeproxy. Îți voi explica imediat și ce fac aceste noi procese. Dar hai să vedem și arhitectura nodului de master. Să zicem că este pe un alt calculator separat, pe un alt server, să-i zicem serverul 6. Iar el este format din următoarele componente. Kube API Server, controlere, Kube Scheduler și un etcd cluster, etcd, care este de fapt baza lui de date, unde își stochează toate informațiile despre starea clusterului. Aceste componente de ți le-am spus aici, Kube API Server, Kube Proxy, Kubelet, nu contează, toate sunt niște procese pe server și fiecare cu rolul lui. Îți voi spune imediat la ce servesc fiecare. Dar stai, am zis cluster. Care cluster? Tot ce vezi aici este un cluster de Kubernetes. Bine, într-un mod foarte, foarte simplificat. Ce este un cluster? Este o adunătură de servere sau de noduri, cum vezi aici, care deservesc același scop. Toate nodurile astea de aici sunt worker nodes, nodurile muncitoare ale Kubernetes-ului. Dacă unul dintre ele crapă, celelalte vor prelua sarcinile lui. Adică containerul de aici, pe care îl vezi aici, va fi mutat pe un alt nod, automat de către Kubernetes, de către master node. Dar dacă master node-ul pică, cine îl va înlocui pe el? Păi nimeni în cazul ăsta. Eu aici am desenat un singur master node, dar în general sunt mai multe, 3 la număr. Dacă ai 3 master nodes și unul pică, celelalte vor prelua sarcinile sale. Masterul nu va avea niciodată containere de Docker create pe el. Singurul rol al masterului este să controleze ce se întâmplă în clusterul tău de Kubernetes. Tot am zis cluster de worker nodes, cluster de master nodes și un cluster mare, care e treaba? Da, un cluster poate fi făcut din mai multe clustere mai mici. Adică Kubernetes-ul tău este făcut dintr-un cluster de master nodes și un cluster de worker nodes, unde se creează aceste containere. Încă o chestie de care trebuie să știi este că aceste containere pe care le vezi tu aici create sunt încapsulate de către Kubernetes automat în pods, așa se numesc. Hai să-ți spun ce este un pod. Am clusterul meu, unde să zicem că am 3 worker nodes sau nodurile alea muncitoare. Vreau să fac un container de Docker cu imaginea de Nginx. Am eu un site maker. Containerele în Kubernetes sunt încapsulate într-un obiect numit pod. Podul este cea mai mică entitate pe care poți să o creezi în Kubernetes. Deci voi crea un pod cu containerul făcut din imaginea Nginx. Tu când lucrezi cu Kubernetes, nu manipulezi containere, ci manipulezi aceste poduri care pot încapsula aceste containere. Un pod, în general, reprezintă o singură instanță a unei aplicații. Un pod poate încapsula mai mult de un container, însă nu este indicat. Google sau cei care au creat Kubernetes recomandă ca fiecare pod să aibă cel mult un container. Adică să fie o relație de 1 la 1. Adică dacă vreau Nginx, pun într-un pod Nginx-ul, vreau Ubuntu-ul, pun în alt pod. Totul ok până aici, dar dacă se mărește numărul de utilizatori care ne accesează site-ul, vom avea probleme cu un singur container. Așa că vom face scale-up, vom adăuga container. Cum facem asta? Adaug un nou container în podul inițial? Nu. Fac un nou pod pe acest worker node cu un nou container de Nginx. Ok, numărul de utilizatori crește și mai mult și va trebui să facem din nou scale-up. Problema este că worker node 1 este deja overloaded, nu mai are resurse RAM și nici CPU pentru încă un pod. Ce facem? Vom face noi poduri pe celelalte noduri. Dacă un pod pică pe un nod, Kubernetes îl va recrea pe alt nod. Asta este puterea lui. Teoria sună bine și e interesantă până când nu mai e, așa că îți propun să instalăm ceva. Așa cum ai văzut, Kubernetes are foarte multe componente, multe procese care în mod normal se instalează separat pe aceste servere de Linux, care hostează un container runtime, precum Docker. În fine, nu o să intru în detalii foarte mari, însă îți voi spune că dacă vrei să testezi Kubernetes pe laptopul tău sau pe PC-ul tău personal, îți recomand să instalezi Minikube. Minikube este un soft care se instalează peste Docker și îți creează un cluster întreg de Kubernetes pe laptopul tău. Practic, el creează un singur container de Docker care ține rolul și de master node și de worker node. Nu este indicat să faci așa ceva pe producție, că dacă îți pică containerul ăla, s-a dus naibii tot clusterul tău de Kubernetes, cu tot cu poduri și containere și tot. Dar, pentru testele noastre, este nice. Așa că hai să-l instalăm. Îți recomand să instalezi Minikube pe o mașină virtuală. Eu sunt pe un Ubuntu aici și voi deschide un browser. Căutăm install Minikube. Te duci mai jos, selectezi ce sistem de operare ai, eu am un Linux X8664 și vreau să instalez cu un Debian package.
iau pașii ăștia de aici, apăs pe copy și dăm drumul. O să dureze un pic, așa că du-te, ia-ți o cafea și ne vedem în 5 minute. S-a instalat. Te avertizez că nu o să-ți meargă Minikube dacă nu ai și Docker instalat pe această mașină virtuală. Eu l-am și funcționează, este pornit în prealabil. Așa că acum pot să pornesc și Minikube. Nu am niciun container de Docker deocamdată activ. Hai să dăm drumul lui Minikube. Observă aici că downloadează o imagine de Docker, imaginea de Kubernetes, de fapt, care este tot un Docker image. Acum creează un container cu două CPU-uri și o memorie de 2200 de mega, adică 2 GB de RAM. Gata, s-a pornit Minikube. Acum hai să vedem ce containere de Docker avem. Uite-l aici. Ăsta este Minikube-ul sau clusterul tău de Kubernetes în Docker. Deci tu practic îți instalezi pe laptopul tău Docker, unde se creează acest container care la rândul lui poate crea alte containere în el, un fel de Dockerception. Acum, ca să interacționăm cu clusterul nostru de Kubernetes, trebuie să mai instalezi un software numit kubectl sau kubectl. Dacă scrii kubectl în Ubuntu, îți și spune cum trebuie să-l instalezi. Îți și dă un mic mesaj de warning, nu contează, vrei să-l execuți cu acest parametru clasic. Gata, acum suntem gata să folosim Kubernetes. Acum hai să creăm primul nostru pod cu un container cu imaginea de Nginx. S-a creat. Acum, ca să vezi ce poduri s-au creat și ce ai pe sistemul tău, faci asta, kubectl get pods. Containerul se creează. Gata, containerul nostru este în running. Dacă vreau să mă conectez la acest pod sau la acest container din pod, voi face următorul lucru. Și sunt în container. A sosit momentul să spun ce face fiecare componentă din Kubernetes, așa, în mare. Atunci când am executat kubectl run sau kubectl get pods, noi de fapt am comunicat cu acest kube API server. Tu când ai kubectl run unui anumit pod cu o anumită imagine, comunici cu acest kube API server. Ăsta este rolul lui, să primească comenzile de la clientul tău. Apoi, ăsta vorbește cu acest kube scheduler și spune: hei, ăsta vrea un pod cu un singur container cu Nginx. Make it happen. Kube scheduler apoi decide pe care dintre worker nodurile tale va crea acest pod și are un anumit algoritm. Dacă, de exemplu, nodurile de la 1 la 4 sunt cu CPU și memorie undeva la 70-80%, el îl va crea pe nodul 5. Cam așa gândește. Deci să zicem că decide să-l creeze pe nodul 5. Așa că se duce și dă un mesaj lui Kubelet să creeze acest pod pe nodul 5. Toate aceste informații, câte poduri sunt pe ce noduri, sunt stocate în acest etcd cluster de aici. Este extrem de important, este baza de date a Kubernetes-ului. Aceste controlere sunt cele care mențin în viață podurile tale existente pe aceste noduri. Au mai multe roluri, de fapt, dar cel mai important este ăsta. Aceste kubeleturi sunt niște procese care și verifică dacă podurile de pe ele sunt în viață sau nu. Trimit un fel de heartbeat odată la câteva secunde și verifică dacă containerul cu podul cu containerul de pe ele încă funcționează. Dacă nu, ele transmit la loc, la controller, un mesaj că mi-a murit podul de pe nod. Apoi, controllerul decide dacă este cazul să-l recreeze într-un alt nod sau nu. Dacă da, la fel, controllerul discută cu kubectl și îi spune: mi-a murit un pod pe nodul 5, vreau să-l recreez în altă parte. Schedulerul se gândește unde trebuie să-l placeze și discută din nou cu kubletul de pe acel nod, să zicem că îl va muta pe nodul 4. Kubeproxy-ul, procesul ăsta de aici pe care îl vezi, este un proces care are rolul în networking. Tu când ai aceste noduri, worker nodes de aici, ele au și o rețea a lor proprie, prin care comunică. Iar toată comunicarea dintre ele este managuită de acest proces numit kubeproxy. Deci ai aici o rețea întreagă. Kubeproxy-urile fac posibilă comunicarea între aceste worker nodes. Cam așa funcționează în mare clusterul de Kubernetes. Dacă ai ajuns până aici, vreau să te felicit. Știu că este o mulțime de informații, însă Kubernetes este o tehnologie foarte complexă și necesită un pic mai multă atenție pentru a înțelege conceptele. Însă împreună sunt absolut sigur că îl vom desluși. Astăzi doar am zgâriat suprafața acestei tehnologii. În următoarele clipuri vom intra mai în profunzime. Gata. Dacă ți-a plăcut, dă-l la un prieten. Dacă nu, dă-l la un dușman. Până data viitoare, take care!